200.000 de lei este suma alocată din bugetul propriu al județului Buzău pentru unele biserici din județ recunoscute la nivel național. Proiectul a fost aprobat în unanimitate, astfel că prin noua hotărâre, biserici din Cochirleanca, Valea Satului, Ghereseni, Glodeanu Sărat, Pănătău, Racovițeni, Berca, Săgeata și Buzău, dar și altele vor beneficia de bani pentru lucrările necesare. Sunt aproximativ 20 de biserici, de locașuri de cult din câte țin eu. Cei care au făcut cereri care au putut fi băgate în comisiile de specialitate, deci care au îndeplinit toate condițiile de legalitate ca să primească finanțare nerambursabilă. Nu am avut o sumă prea mare, știți că noi am avut în două tranșe am dat acest ban către unitățile de cult. Acum a fost vorba de aproximativ, cu siguranță 2 miliarde de bani vechi, deci 200 de mii de lei, și locașele de cult au primit acești bani. Continuarea lucrărilor de construcții, de execuție, de refacere, de pictură, de amenajare a curților interioare, a zidului exterior sau a gardului de împrejmuire sunt câteva dintre necesitățile celor aproximativ 20 de biserici cărora le-a fost aprobat bugetul. În urma cererilor făcute de acestea, lăcașurile de cult au îndeplinit toate condițiile de legalitate pentru a primi acești bani.